am fost cu ansamblu anul trecut de Dragobete, este prima oară când vin împreună cu ansamblu la Zilele Orașului Pașcani, însă eu am mai cântat aici la Zilele Orașului Pașcani și în alte contexte, cu alte orchestre. Și de asemenea Pașcani este un oraș foarte familiar mie prin prisma faptului că este unul dintre centrele în care împreună cu colegii din cadrul ansamblului artistic profesionist Constantin Arvinte venim la audiții și aveți aici o bază de selecție foarte mare pentru copiii care au aptitudini în interpretarea cântecului popular din zona Moldovei. Dumneavoastră coordonați proiectul Muguri de Cântec Românesc. Este un concurs organizat de către ansamblu și veniți și la noi aici, la Pașcani, la primărie, în fiecare an și faceți preselecții cu copiii de la noi din zonă. Da, este un proiect care a luat naștere în anul 2021 în cadrul instituției Ansamblului Artistic Profesionist Constantin Arvinte. Am primit girul din partea conducerii ca eu să-l coordonez. Și an de an, încă din 2021, mergem prin tot județul Iași, în mai multe centre de audiții, să zic așa, și încercăm să găsim acolo copii talentați. Zona Pașcanului este una dintre zonele care are cei mai talentați copii. Aveți și Tătărușul aici și Sirețel, Todireștiul, da, într-adevăr. Da, eu nu mă prea pricep foarte mult la muzică populară. Roxana e specialista. Vă învățăm dacă e nevoie. Da, eu vreau să vă întreb doar așa, între Pașcani, Iași, Vaslui, Tătăruș, care e mai cu, nu știu, unde e mai pronunțat regionalismul, unde e mai pronunțat vorba asta moldovenească, accentul? E clar că Tătărușul, fiind supranumit așa între ghilimele și Mica Bucovina, are atârnă mai greu așa din punct de vedere folcloric, dar dacă vă referiți strict din punct de vedere al dialectului, cred că zona Vasluiului este cea mai moldovenizată, ca să zic așa, acolo se folosesc cele mai multe regionalisme. Aici noi am mai împrumutat, Iași am împrumutat și de la fiind centru universitar, am împrumutat și de la Vaslui și de la Botoșan și de la Suceava și de peste tot avem cuvinte și expresii împrumutate. Dar dacă ar fi să o luăm din punct de vedere al regionalismelor, cred că Vaslui este cel mai adâncit în zona asta. Și când vă culege sau vă compuneți cântecele, pe care parte a graiului ăsta moldovenesc vă duceți? Pe Iași? Pe... Noi folosim un limbaj oarecum literar, regional literar. Nu ținem neapărat să ne îndreptăm într-o anumită zonă. Însă eu, fiind originar din zona Broșteniului, de pe Valea Bistriței, din județul Suceava, dar nu Broșteniul acesta de lângă Fălticeni, mai mult graiul meu este adaptat locurilor de acolo, pentru că acolo am crescut până la 18 ani. Da? Cum este publicul pășcănean? Cum a fost publicul? Fai, publicul pășcănean e unul dintre cele mai faine publicuri pe care le întâlnim așa în general, pentru că să știți că pe măsură ce ne îndreptăm spre zonele limitrofe ale județului, practic sunt multe influențe și din alte județe. Și atunci folclorul este mult mai bine ancorat aici, în zonele limitrofe, decât chiar în centru Iașului. Acolo, așa cum spuneam și mai devreme, fiind un centru universitar, s-au mai pierdut un pic din tradițiile autohtone, ca să zic. Da. Și noi încercăm împreună cu colegii din ansamblu și cu celelalte instituții de cultură și promovarea tradițiilor folclorice, culturale, încercăm să le reînviem. Este greu ca tânăr în ziua de astăzi să te faci remarcat în această industrie, pentru că sunt foarte mulți copii care se îndreaptă acum spre folclor. Și asta ne bucură. Da, într-adevăr, este un plus. Împreună cu colegii din ansamblu am luat decizia de a promova tinerii talentați în interpretarea cântecului popular, pentru că doar crescându-i pe ei putem să avem continuitate în această tradiție orală, ca să zic așa. Și acesta a fost și unul dintre motivele pentru care noi am luat decizia de a promova atât pe parte vocală, cât și pe parte coregrafică și pe parte instrumentală, pentru că noi avem și o orchestră, este un mini-ansamblu sau un ansamblu în miniatură pe care noi îl avem în cadrul, se numește Florile Moldovei și este în cadrul
cadrul ansamblului artistic profesionist Constantin Arvinte și, așa cum vă spuneam, doar prin perpetuarea tradițiilor și la cei tineri putem să păstrăm în continuare flacăra vie în sufletele noastre și să ne ducem mai departe portul, dansul și cântecul nostru popular. Mulțumim mult! Mulțumim mult! Și mult succes în continuare!